Consiliul Județean Maramureș va cofinanța achiziția platformei integrate de biologie moleculară, echipament medical care se ridică la valoarea totală de 450.000 de lei și este necesar în cadrul laboratorului de analize medicale a Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, unitate sanitară aflată în subordinea administrației județene. Solicitarea transmisă în data de 17 martie de către conducerea Spitalului de Boli Infecțioase a primit avizul imediat al executivului Consiliului Județean, ținându-se cont de numărul foarte mare de servicii medicale acordate în urma creșterii tot mai rapide a infecțiilor respiratorii și a unei noi tulpini de infecție cu coronavirus. Acest aparat rapid de testare, real-time PCR, poate fi folosit pentru depistarea coronavirusului și va veni în sprijinul tuturor celor care vor apela la serviciile medicale oferite de Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare.